Cum ați ajuns la piesa asta? Ce vă motivează să jucați în Cehov, la Constanța, în deschiderea stadionului? Practic nu eu am ajuns la această piesă. Este o dorință foarte veche de a lui Felix. El mi-a făcut această propunere acum vreo 7-8 ani. Nu am găsit oportunitatea să facem acest proiect decât anul acesta, timp în care, sigur, am bănuit că a uitat toată povestea ce plănuia el cu mine și cu Marius, dar se pare că nu, a fost constant și a pus în practică acest spectacol. Au trecut câțiva ani de când și-a propus el cu noi această piesă. Sincer, eu nu m-aș fi gândit să joc în această piesă. Fiecare actor are în mintea lui niște roluri în care se vede sau poate pe care și le dorește. Nu m-am gândit la această piesă de când o știu din facultate. Dar iată că de multe ori regizorii știu mult mai bine decât noi ceea ce vor de la noi, ceea ce vor să scoată din noi și cum să ne pună în lumină și în fața publicului. Și mi-a spus, am încredere în el, că știe el ce face și de ce vede așa lucrurile. Și am avut încredere, evident, și am descoperit lucruri despre mine, actoricește vorbind, pe care nu le știam. Și asta e o mare bucurie a actorului, atunci când regizorul reușește să scoată din el ceva ce nu bănuia, ceva ce nu știa că posedă. Ursul este o comedie, o farsă de-a lui Cehov. Este altceva decât celelalte piese de-ale lui Cehov pe care constanțenii le-au văzut aici la Teatrul Constanțean. E o piesă scurtă, de o oră și 5 minute, care bucură, dă o stare bună și așteptăm pe toți iubitorii de teatru și nu numai, pe cei care vor să ia contact cu acest fenomen minunat care este teatrul și să înceapă cu spectacolul pe care noi îl vom juca pe 1 octombrie, Ursul.